Bună seara, dragii mei! Bună seara, dragile mele! Bine v-am regăsit pe canalul Laura Scop. Mă bucur să ne revedem și în această seară. Înainte de a începe povestea care vizează planul iubirii, am o mare, mare rugăminte la voi, dragii mei. Doamna Silvia Costea, cred că potrivit mesajul dumneaei a fost operată ieri. Îmi pare rău că eu am salvat mesajul, dar efectiv mea culpa, am uitat. Rugămintea mea este să trimitem un gând bun pentru recuperare rapidă și ușoară. Doamna Silvia, domnișoara Silvia, suntem cu gândul la dumneavoastră. Mă rog să fie bine, să aveți încredere că totul se rezolvă. Multă, multă sănătate, vă îmbrățișăm și cred că sunt în asentimentul tuturor urmăritorilor Aura Scop, vă îmbrățișăm cu mare, mare drag și suntem acolo, măcar în energie, măcar să ne simțiți că vă îmbrățișăm, chiar dacă nu reușim să ajungem așa fizic la dumneavoastră. Multă sănătate, recuperare ușoară și o caldă, 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 caldă îmbrățișare. Dragii mei, dragile mele, o să vedem ce este nou în următoarele 72 de ore în planul afectiv-relațional. Este o energie generală, colectivă, comună, așa că dacă doriți să participați la această etalare, va fi nevoie doar să vă relaxați și să vă bucurați de această călătorie spirituală. Puteți să vă gândiți la cineva anume, dacă nu, haideți să vedem ce mesaje vă trimit minunații ghizi spirituali, cărora le mulțumesc ca de fiecare dată pentru participarea la aceste etalări. Haideți să vedem în primul rând care este energia generală a acestei etalări de astăzi. Următoarele 72 de ore, ce ar fi nou în planul, în planul iubirii. Ei, nu, toate-s vechi și nouă-s toate. Este o vorba despre o persoană extrem de disperată. Acum, posibil să fiți și voi, dar eu zic că de foarte multă vreme este o situație incertă, o confuzie și o nelămurire privind o persoană care își ascunde adevăratele sentimente pe care le are în general, nu neapărat vis-a-vis de voi, își ascunde sentimentele. Poate să pară o persoană fericită, poate să pară o persoană căreia îi este bine, doar că uite că trage așa cu ochiul și în casa vecinului. Știți, dacă sunteți într-o relație la distanță construită pe rețele de socializare, bag seama că aruncă cu ochiul la ce e postat sau dacă sunteți blocați, să fiți siguri sau sigure că are o modalitate prin care cumva cam știe ce faceți. Și mai mult decât atât, îl disperați sau începe să-l disperați sau să o disperați, mai ales dacă între timp mai postați că sunteți bine, ați început vacanța cu trenul din Franța, nu știu, sunteți foarte ok, zâmbiți din nou. Ei, toate aceste lucruri pare că îl disperă pe el sau pe ea, persoanele la care vă gândiți și care cumva parcă și-ar dori să iasă din umbră. Două secunde să închid și eu gemulețul pentru că e un pic de zgomot afară. Parcă este extrem de adus așa la pe culmile nervilor. Este nervos, este tensionat sau tensionată. Sigur că încearcă să își ascundă toate aceste sentimente, însă nu cred că reușește. Și voi, datorită celui de-al șaselea simț extrem, extrem de dezvoltat, știți cumva că nu este bine. Energia generală a acestei etalări ne vorbește de faptul că este mare, mare disperare. Haideți să vedem acum în continuare ce mesaje putem să mai aflăm. O să extrag trei cărți. Ia să vedem. Ei, aveți și o revelație. Urmează să aveți o
ia să vedem o revelație. Cred că o să aveți o revelație în acest moment și o să vă spun imediat că persoana voastră este foarte, nu numai că este disperat sau disperată, el ea, este și rușine. Este o persoană pe care cred că au părăsit-o și prietenii. Să știți că nu numai cu voi s-a purtat așa. Nu numai cu voi s-a purtat așa, probabil că și cu prietenii, și cu colegii, și cu iubitele, mai ales dacă are în jurul vârstei de 29, 35, 45 de ani. Sigur că fiecare pasăre pe limba ei piere, îi place să cucerească, îi place să zboare din floare în floare, nimic nou sub soare. Vreau să știu acum ce este cu această revelație. Sau cred că vă dați seama că este această etalare pentru voi, pentru că dacă vă potriviți cu subiectul și cu descrierea acestei persoane, cu siguranță este pentru voi. Părăsit sau părăsită? Lăsată în urmă de cei care odinioare au fost colegi, prieteni, poate și de familie. Dacă are o relație, probabil este părăsit sau părăsită și de acea persoană. Însă, exact cum am spus, acest mesaj înseamnă denial, deci neagă cumva că este tristă, neagă cumva că este fericită. Și exact cum v-am spus, indiferent de depărtarea voastră, de faptul că lipsește din viața voastră, o să vă arăt mai aproape cartea, trage cu ochiul, exact cum am spus și la început și mă bucur foarte tare că se confirmă un mesaj de început, trage cu ochiul, mai ales dacă voi sunteți cu altcineva sau mai ales dacă simte cumva că sunteți cu altcineva sau există cumva o posibilitate să fiți cu altcineva. A negat și în timpul în care probabil erați împreună, că nu are pe nimeni sau că nu are de gând să aibă pe altcineva sau o persoană ascunsă și ascuns sentimentele vis-a-vis de ceea ce discutam la începutul etalării, neagă și în continuare că nu-i pasă, face pe inabordabilul, pe inabordabila, însă în realitate este singur, părăsit, părăsită și îi este jenă că, uite, prin acțiunile sale a ajuns să treacă prin această situație, separare de toți care odinioară erau dragi. Persoana, eu știu dacă este bărbat, ca deschidere fizică, în unele locuri cu părul rar deschis sau chel, doar așa în păr, să zic, mă rog, mai are ceva păr, ochii destul de mari, căprui, o persoană matură, energie matură sau, mă rog, aparent matură, pentru că acțiunile sale dovedesc imaturitate emoțională, nu-i vine să creadă și cred că în momentul în care va gândi să iasă din acest întuneric, din această umbră, din această întunecime, probabil că disperat, disperată, fiindcă l-au părăsit toți, toate ce să facă, se întoarce la voi să vă spună despre ce, că nu-i pasă, este posibil să se întoarcă, este posibil să își dorească să-și dea orice mască jos, mască și fără mască. Probabil că o să vedeți, sau o să-l vedeți, o să o vedeți în toată splendoarea, doar că s-ar putea să fie cam târziu. Probabil că o să ceară să-l ajutați, să o ajutați din nou. Știți cum mi se pare această persoană? Nu vede, n-aude nici usturoi, n-a mâncat nici groan, nu-i miroase. În sfârșit, în momentul în care dă de greu, aleargă fuguța la voi, să-l ajutați poate și cu bani financiar sau să o ajutați, după caz, cu bani sau nu. Sau poate să stea la voi. De ce nu? Mie mi se pare că persoana aceasta este lăsată pur și simplu de izbeliște de toată lumea. Mai nou mi se pare că a trecut sau trece printr-o separare, posibil să treacă chiar printr-un divorț și în urma unui proces de partaj chiar să rămână cu nimic. Asta în cazul în care a mai și fost angajat de părinții celei de-a treia păr sau a avut o legătură de afaceri sau poate că persoana cealaltă a fost mai înstărită și atunci ajutându-l din punct de vedere financiar, cum a apărut așa și dispărut, adică cu ce ai venit, cu aia pleci, adică cu nimic. Și, bineînțeles că văzându-se în mijlocul drumului ăsta, ca să mă exprim elegant, probabil că va apela la ajutorul vostru pentru că știe că aveți compasiune și știe că, de acum ceva vreme,
Ați vrut să insistați cu mesaje, să se întoarcă la voi sau să revină sau să discutați și așa mai. Deci nu vine de dragul de a veni, nu vine în multe cazuri, bineînțeles că este o etalare generală, nu vine cu tot dragul cumva ca să vă ia în brațe și să vă spună că vă iubește. Are nevoie reală de voi să supraviețuiască, chiar și emoțional. În altă ordine de idei, mi se pare că dacă acum ceva vreme probabil vă considera o persoană sufocantă, pentru că există și varianta să îi fie rușine de ceea ce a spus despre voi comunității prietenilor, aici mi se pare că chiar a vorbit urțel de voi, prietenilor, apropiaților, poate că atunci nu s-a iscat așa un soi de iureș, dar ulterior, văzând și colegii și prietenii acțiunile sale vis-a-vis de toate prietene și toți prietenii s-au retras și atunci există această jenă. Deci cumva îi pare rău sau se simte jenat, dar asta e, altul mama nu mai face. Deci a vorbit de voi, dar ceilalți nu au luat în seamă sau, eu știu, reprofilat, au plecat mai departe către alte orizonturi, lăsându-l pe el sau pe ea cu fundulețul în baltă, pentru că a fost destul de ori, de foarte multe ori ajutată, dar știți cum se spune, ulciorul nu se duce de multe ori la apă. Și-a negat existența, și-a negat iubirea, și-a negat propriile sentimente. E o persoană care neagă absolut tot și apare cumva ca o steluță înfloritoare, doar că înăuntru este ca un merișor găunos, cel puțin din ceea ce simt eu, și speră ca în momentul în care va interacționa cu voi sub o formă sau alta să reînvie cumva această flacără a iubirii voastre, nu a sa, persoanei voastre. Și atunci există posibilitatea să vină, să știi, și de la distanță, poate că locuiește la distanță de voi, face un drum, vine, adică insistă cumva, pentru că se bazează pe compasiunea voastră, pe faptul că sunteți niște persoane miloase care odinioară l-au iubit sau au iubit-o. Spuneam că l-ați disperat în unele cazuri, vă considera sufocantă, că îi dădeați mesaje, că, eu știu, vroiați cumva să construiți chiar o relație pe termen lung, atunci vă considera poate agasant și asta, cred că aș fi vorbit cu toți prietenii. Vai ce mă agasează, vai ce nu mai suport, îmi dă la mesaje, nu știu ce să fac, să scamă repede de ea. E bine, acum el sau ea va trage de voi pentru că are reală nevoie de ajutor. Haideți să vedem și Denis, Ania, Delia, Dana, Daniel, Ialomița, Andreea, Carmen, Silviu, Silvia. Da, nu mai dau, că sunt foarte multe prenume și pierdem vremea, până la urmă nici nu mai contează prenumele. Contează faptul că mie mi se pare așa overall că parcă este sau se va găsi în fața unei judecăți aici. Este ca o persoană care este și așteaptă judecata în fața mai multor oameni. De asta spun că îi se trage din mai multe locuri, nu numai de la voi. Adică, potrivit acestui mesaj, ori nu se așteaptă ca toată lumea să îl judece, dar parcă sunt, cum să vă spun, mai multe energii care nu neapărat conspiră, sunt împreună împotriva acestei persoane. Știți cum se spune despre Soul Tribe? Deci, toate energiile care au fost rănite de această persoană parcă se unesc cumva să exileze această ființă acolo unde este locul. Haideți să vedem voi și această persoană, după care o să vedem ce se întâmplă cu voi. Mult negru, multă negreală, sunt niște șerpișori aici, niște persoane care au mușcat mâna, care au hrănit-o. Într-adevăr, va lua inițiativa, sunt foarte multe situații în care face demersul în a interacționa cu voi, că vă sună, că vă povestește, că se și milogește în unele cazuri. Astăzi am avut așa o stare puțin
exagerată, că până la urmă suntem toți oameni și de asta, dacă mă simțiți un pic mai energică, să nu vă supăr, pentru că nici nu vreau să mai îngăsesc așa, să-mi aleg cuvintele, tot din cauza unor mesaje, cu un hate cât Casa Poporului, pentru faptul că, nu știu, cineva vrea mai multă iubire, cineva vrea mai mult de job, neinteresant, dar modul în care pui problema în mesajele astea, până la urmă sunt și eu, am și eu un suflet, am și eu o familie, am și eu, adică, știți. Dar nu e nicio problemă, eu, asta este, mă înclin, că îmi dau seama că nu este despre mine și că sunt niște suflete rănite care, nu, atâta s-a putut. De asta sunt așa mai vehementă și nu prea mi-aleg așa cuvintele delicat astăzi. Spuneam că, într-adevăr, va lua inițiativa să vă resune sau să interacționeze cum voi, probabil promițându-vă marea cu sareaca de fiecare dată. La capătul tunelului există o luminiță și un soare și un plan drăguț care nu se mai întâmplă și această schimbare va veni cumva foarte rapid și foarte spontan. Încercând cumva să modifice drumul pe care voi îl aveți și se intersectează, v-am zis, ori insistă, ori apare în calea voastră, să știți că sunt foarte multe situații în care chiar vine către voi, adică accidental, nu știu, își dorește foarte tare să tragă cu dinții cumva de această relație, deși la bază stă nesinceritatea și minciunile pe care vi le-a virat în tot acest timp. Haideți să vedem cu voi ce se întâmplă în 72 de ore. S-ar putea să primiți un telefon ca prin farmec spontan de la o persoană care are nevoie de bani, care vrea să-l ajutați sau să o ajutați să treacă printr-un moment dificil al vieții, așa cum a mai trecut. Spuneam de judecat, judgment, a ieșit din nou acest mesaj. Vine ca, zice, la tăiere, ca mieluțul la tăiere, avem și un 46 de ani, 45, 54, 62, 66, 46, 50, 48, 39, 40 ca vârste. Într-adevăr, există posibilitatea chiar să vă ofere ceva, marea cu soarea, să vă, nu știu, propună și nu vă ascund faptul că s-ar putea să iasă un dita mai scandalul. Probabil că nu-l mai vreți în viața voastră și acum este, cred că, rândul vostru, potrivit acestui mesaj, să îl analizați sub lupă. Toate greșelile și cred că voi sunteți de data aceasta vehemente, nu cred că mai sunteți foarte deschise să îi acordați a nu știu câta șansă. Deci așteptați-vă să reluați comunicarea, probabil în 72 de ore, dar așteptați-vă și la un scandal sau, nu știu, ca această ceartă să genereze așa un conflict destul de mare, așa de anvergură și aici să aveți atenție totuși că persoana aceasta nu este în echilibru, nu este stabilă din punct de vedere emoțional și este predispusă la a jigni sau a reproșa sau cine știe, Doamne ferește, niște agresiuni fizice, Doamne, nu fizice, verbale, să nu ne gândim la altele. Deci probabil nu este cazul să acționați sub impulsul momentului, că până la urmă voi sunteți cei mai importanți, viața voastră e cea mai importantă și nu trebuie să vă legați la cap că nu vă doare. Sigur că sunt niște decizii pe care le luați. Sunteți între trecut și prezent, aveți două energii în destinul vostru, ex-ul și next-ul, însă o perioadă de timp, cel puțin, nu știu, minim 6 luni, cred că mergeți pe drumul vostru, vă așteaptă chiar o lumiță de la capătul tunelului. Cred că nu mai vreți cu nimeni, vreți să vă vindecați și în momentul în care sunteți ok, atunci să puteți alege cu inima și cu sufletul deschis. Sunt situații în care, v-am zis, s-ar putea să tragă ambele energii de voi. Știți? Și ex-ul și next-ul. Ex-ul vă propune, v-am zis, marea cu sarea, next-ul, mă rog, ce vă propune, dar cred că în următoarea perioadă decizia este de a lua pauză de la tot și de la toate, de la orice iubire și a vă recupera. În momentul în care într-adevăr sunteți echilibrată sau echilibrat din toate punctele de vedere, atunci probabil că veți fi limpede și veți ști dacă este cazul să alegeți ex-ul sau next-ul.
Cam atât, dragii mei, dragile mele. Eu vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Sper să nu vă supere intervenția mea din cadrul acestei tale, pentru că chiar nu vreau să vă supăr, dar fiind între prieteni, îmi este drag așa din când în când să mai spun păsurile. Știu că îmi spuneți tot timpul să blochez aceste persoane. Blochez la greu în fiecare zi, altfel cred că dacă ați vedea ce mesaje primesc, v-ați lua cu mâinile de păr. Dar eu mă bucur pentru că am susținerea voastră și mă bucur de iubirea voastră și asta mă face să nu mă dezamăgesc așa, dar câteodată se cam umple paharul când auzi tot soiul de, v-am zis, de mesaje de genul. Treci, dar viața până la urmă e făcută și cu bune și cu rele și te prinde exact atunci când îți e mai, când ești mai sensibil. Astea sunt testări. No, asta e, sunt profesorii noștri. Asta este, tot timpul mă supăr și ulterior îi binecuvântez pe toți și îi trimit în lumină, pentru că toți suntem suflete și probabil dacă sunt rănite au tendința de a face rău și altor oameni. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag, să aveți o seară fantastică și o săptămână binecuvântată. Vă doresc numai bine, multă sănătate, încă o dată multă sănătate, doamna Silvia, vă pup și Silvia, nu să nu, Doamne ferește, Silvia. Silvia Costea, dacă vreți să-i transmiteți un mesaj la acest clip, vă rog să o faceți pentru că are nevoie de susținerea voastră, sunt convinsă și cred că în clipele astea e nevoie să știe că acolo suntem cu gândul bun alături de domnia sa. Numai bine, vă pup! Sănătate multă tuturor! Pa, pa!